Aceasta este regiunea Mâțheta Mitianeti din Georgia, țara din Europa Orientală, nu orașul despre care probabil ați auzit în filme. Ne-ar plăcea să vă spunem mai multe despre acest loc, dar sunt foarte puține date pe internet. Însă, pe de altă parte, există o mică localitate în regiunea numită Armazi, unde a trăit o bătrânică pe numele Hayasta Shakarian. Există două locații cu numele Armazi, una este un sit arheologic, cealaltă este un sat plictisitor de pe malul unui râu. Tot ce știm despre localitatea plictisitoare, dacă nu-ți plac zonele rurale, este că acolo se găsește o gară de tren. Am menționat acest lucru nu pentru că este un mijloc de transport cu costuri reduse, ecologic și implicit oferă mobilitate socială și economică bune, cu toate că acestea sunt lucruri reale, ci pentru că un cablu de fibră optică străbate localitatea odată cu calea ferată. Poate vă întrebați ce legătură au căile ferate cu internetul de mare viteză. Lăsați-mă să vă explic pentru că aici intervine întreprinderea de stat a Georgiei care se numește desigur Georgian Railway sau Căile Ferate Georgiene. Haideți să vedem despre ce este vorba mai exact. La mare distanță de localitatea Armaz se află orașul Port Poti pe malul estic al Mării Negre. Acest oraș se întâmplă să fie și locul unde se află sistemul Caucasus Cable System care se întinde până în Bulgaria. Potrivit declarațiilor oficiale, acest sistem este de fapt un cablu de telecomunicații submarine care transmite până la 12,6 terabiți de date pe secundă. Totuși, această rută directă la internetul din toată Europa face posibil ca Georgia să aibă acces la internet fără să se bazeze pe conexiuni din alte țări cu care nu se înțelege prea bine, cum ar fi Rusia. De exemplu, această viteză a internetului înseamnă că datele trimise din Londra ajung în Georgia în doar 54 de milisecunde. Desigur, acest lucru este super grozav, dar pentru ca această facilitate să ajungă în locurile populate din Georgia, cum ar fi capitala sa Tbilisi, este nevoie de construirea unei infrastructuri fixe de cabluri care să transmită datele. De cele mai multe ori instalarea în sine a acestor cabluri a fost destul de complicată pentru că a fost nevoie de obținerea permisiunii pentru a îngropa cabluri de internet în diferite tipuri de pământ, dar nu ar fi mai convenabil dacă o singură entitate ar deține terenul de la Poti și până la Tbilisi. Aici intervine Georgian Railways, un fel de CFR-a lor care este deținută de guvern. Aceasta a creat o altă companie satelit numită de sigur Georgian Railway Telecom, care i s-a acordat dreptul de proprietate pentru o fâșie de pământ lată de 40 de centimetri, chiar lângă calea ferată ce străbate toată țara. În această bucată de pământ este instalat un cablu de fibră optică care aduce internetul de mare viteză, oferit de Caucas Cable System în toată țara, chiar și în țările vecine precum Armenia, Astfel, armazi localitate prin care trece calea ferată dintre Tbilisi și si Poti, are de asemenea internet prin fibră optică. Haideți să vedem cum bunica noastră a oprit internetul. Rezidenta în in vârstă de 75 de ani, Hayasta Shakarian, ca mulți alți oameni din această regiune din Georgia, era destul de săracă în 2011, prin urmare a fost nevoită să comercializeze cupru. În timpul expediției de căutare al cuprului din data de 28 martie 2011, bunica a început ca de obicei uitându-se în jur, apoi cumva a ajuns la șinele de tren. Probabil că a văzut ceva promițător acolo, a săpat și si a găsit în cele din urmă cablul de fibră optică. Bătrânica a crezut că acest cablu include fire de cupru și prin urmare a reușit să-l taie într-un fel sau altul, însă în acel moment a oprit internetul din Armenia. Se pare că acel cablu a provizionat 90% din totalul conexiunilor la internet din Armenia, prin urmare întreaga națiune formată din 3 milioane de oameni cu doar câteva excepții a rămas fără internet. Posturile de televiziune nu își puteau primi neutățile, companiile nu își puteau primi e mail spitalele nu puteau accesa fișele pacienților și si, probabil cel mai devastator lucru pentru ei este că nimeni nu putea urmări videoclipurile noastre. Între timp, internetul din Georgia a fost în cea mai mare parte doar puțin încetinit, pentru că nu se baza doar pe acest cablu, dar, desigur, toată lumea din Armenia a intrat în panică și nimeni nu putea să protesteze online. Totuși, eventual, compania Telecom a izolat problema, a restabilit conexiunea și făptașa Hayasta Shakarian a fost arestată. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!